la cât vreau eu. Nu cred că trebuie să fii foarte deștept, cred că trebuie să fii foarte sincer. Dacă munca e drog, atunci da. Nu. Acum sunt în postproducție cu un scurtmetraj, compune muzică și aștept să mi se propună un lungmetraj pentru anul ăsta sau anul viitor. Îi spun că vreau să-l citesc. Filme românești, deși ultimul an n-a fost chiar cel mai bun. Filmele cu poveste, filmele sincere și încă o dată filmele cu poveste. Niciodată. Da. Da. În primul rând trebuie să-mi placă scenariul, pentru că trebuie să cred în potențialul lui și apoi mi le aleg în funcție de cum mă simt eu referitor la acel proiect, adică dacă mă simt destul de pregătită pentru a-l duce la bun sfârșit sau nu. Încerc să fiu foarte sinceră când iau deciziile de proiecte, tocmai pentru a nu periclita respectivul film sau reclamă sau ce-o fie. Cel mai provocator a fost Afacerea Est, primul meu lungmetraj, pentru că a fost un film greu, cu bani puțini, filmat în 24 de zile, cu găini, locații multe în jurul Bucureștiului și nu numai, cu peste 35 de actori și cu niște călduri absolut insuportabile. S-a întâmplat exact anul trecut la TIFF, în această zi, când a avut premiera tot mondială, primul meu scurtmetraj, practic primul meu proiect de film, dus în poziția de producător, de la faza de scenariu până la faza finală. Dispozitiv 0068 în regia lui Radu Bărbulescu. Mihai Smărândache. Alex, să nu răspund la întrebarea asta. Mi se pare foarte distractiv.